Partea a doua a emisiunii Cu cărțile pe față, împreună cu invitatul nostru, domnul conferențiar universitar, dr. Gionții Ștefan. Domnule profesor, rezultatele primului scrutin au fost primite triumfalist de PNL și președintele în funcție, care se văd deja câștigătorii unui nou mandat. Nu știm ce va fi. Cum apreciați argumentele pro-Iohannis invocate de PNL și cum comentați afirmațiile celor care spun că el nu și-a onorat promisiunile, totuși, proiectul de țară anunțat în 2015, intrarea în spațiul Schengen, ridicarea vizelor pentru Statele Unite cu vizitele dese pe care le-a avut în America și nerespectarea decizii Curții Constituționale? Unii spun că și-a băgat nasul în prea multe lucruri care nu trebuia să se amestece dânsul. Păi, acestea sunt argumentele care au fost prezentate și în ultima lună și s-a pedalat, cele pe care spuneți în momentul de față. În schimb, vedeți că alegătorii nu au ținut seama de aceste aspecte. În general, după o guvernare de ani de zile, se așteaptă, chiar și fără argumente, să vină un cineva, să vină câțiva, nu? Care să încerce să nu mai fie așa cum a fost, un ritm mai mare de dezvoltare, toate promisiunile care până în momentul de față au fost făcute anterior, cineva să le îndeplinească. Așa că pentru mine nu este niciun fel de surpriză, fiindcă aceste rezultate erau previzibile de luni de zile. Plus, o extrem de abilă campanie electorală, când în permanență de ani de zile se zice că să scăpăm de PSD. Asta, dacă în permanență se spune, intră în subconștientul oamenilor și chiar... Haideți să scăpăm de PSD. Să scăpăm odată de PSD. Fac o paranteză pe care... Nu știu dacă e bine să o spun, dar hai să învățăm și totuși ceva. Această sintagmă, ciuma roșie, eu nu știu dacă este foarte legal, fiindcă ciuma roșie, trebuie să ne aducem aminte că a fost inventată în anii 1934-1939, atunci când se vorbea despre Uniunea Sovietică, iar în momentul de față orice cuvânt, orice idee care este legabilă de partidul care la vremea respectivă era la putere în Germania, este sancționată inclusiv cu pușcărie. Am închis paranteza. Cei care se ocupă de părțile acestea, probabil că ar trebui să asta intre mai în detalii. Asta spunea vicepreședintele PSD Marea Mureș și ieri în emisiune, că prea mult s-a mers pe ciuma roșie. Domnul Anton Ardelean, primar în funcție, unde voturile au fost în defavoarea dânsului, raportat, zicea dânsul, la câte realizări a făcut acolo dânsul în calitate de primar PSD. Revenind, ieri a avut loc o ședință a Comitetului Executiv al PSD cu o evaluare a rezultatelor primului tur și pregătirea turului 2 din 24 noiembrie. Credeți că în teritoriu nu s-a dorit accesul în turul 2 și în consecință se pregătea, să spunem, decapitarea doamnei Dăncilă? Că PSD-ul nici într-un caz, decât cu numele, a apărut ca un partid unitar, puternic, mare. Practic, în interiorul PSD-ului, cel puțin, eu nu sunt implicat, decât spun și eu ce citesc, ce observ, PSD-ul a fost de ani de zile împărțit în mai multe bucățele. Puteam oricum să vorbim de PSD 1, PSD 2, PSD 3, taberele din interior. Sau puteau să primească... Recunoscute, de altfel. Sau să primească un alt nume. Din acest punct de vedere, cel mai cinstit a fost Ponta, nu? Care a recunoscut, dacă pleacă Dragnea, el vrea să se toarcă în PSD. Și într-un final, probabil că... Și este motorul căderii guvernului Dăncilă, nu? Da. Că dacă mai erau cu încă 20 de votanți în plus, Dăncilă sau guvernul Dăncilă rămânea și în momentul de față la putere. Deci PSD-ul s-a comportat slăbuț tocmai sub acest aspect, tocmai
Ați vorbit de domnul primar din Tăuți, pe care îl admir, fiindcă prin ceea ce a făcut, Tăuțiu... Nu a contat culoarea politică în ultimii ani acolo. S-a remarcat. Da. Nu avem dar faptul că, totuși, domnul Ardeleanu face parte din PSD, dar nu știu dacă din PSD-ul 1, 2, 3 sau așa mai departe, nu? Dar este de admirat, un om absolut de admirat, fiindcă a ridicat acea comună și perspectiva... Oraș deja. Pardon, oraș. Locurile de muncă, liceu, multe altele. Foarte multe alte lucruri. Dar asta nu înseamnă că oamenii... Uitați că oamenii, ca și PSD-ist Ardeleanu, a fost sancționat, nu? Da, pe locul 3. Dar ceea ce spunea și dânsul, acolo au venit oamenii, sunt deja navetiși din Baia Mare. Da, și-au construit case acolo. Oamenii merg la muncă în Tăuți, din Baia Mare. Nu mai e o populație îmbătrânită, să spunem că se zicea, conform analizelor, că PSD a rămas bătrânilor. Nu! Eu totuși consider că mai ales deci, faptul că... s-a votat pe tabere. Da. În PSD sunt tabere. În tabere sunt și asta și rezultatul, mă rog, acest. Unii care doreau decapitarea doamnei Dăncilă, unii care au susținut-o, și unii care așteptau ca în locul lui Dăncilă să vină nu știu cine pe care l-ar fi preferat. Deci o luptă internă. Fiindcă dacă ar fi fost într-adevăr o grupare extrem de puternică, atunci prin structura organizatorică care este net superioară a oricărei formațiuni politice din România, nu? Putea în momentul de față să câștige pe departe alegerile, numai dacă își mobilizau proprii membri de partid și cei care puteau să influențeze pe cealaltă din jurul lor, mamă, tată, copil, bunică. Dar ați văzut afirmația doamnei Dăncilă după aceste alegeri că pentru turul 2 trebuie o mobilizare în teritoriu? Păi este singura, exact ceea ce spuneți dumneavoastră? Este singura șansă în momentul de față, eventual, numai să nu uităm. Până în momentul de față, toți cei care au câștigat, cu excepția anului 2014, toți cei care au câștigat ca număr de voturi plus și au intrat în turul 2, în turul 2, ecartul dintre ei s-a mărit. Deci, în momentul de față, este posibil că dacă acum sunt 13% diferența dintre Iohannis și Dăncilă, după turul 2 să fie 70% Iohannis și, nu știu, 30% Dăncilă. Ce se va întâmpla în PSD dacă ajunge președinte tot Iohannis? Nu se va întâmpla nimic. Vor fi în opoziție, vor crăi prin Parlament, vor monitoriza... Ieri, de exemplu, discuția dintre doamna Olguța Vasilescu și doamna ministru a muncii a fost tipică atitudine a PSD-ului în condițiile de a intra în opoziție. Vor fi circurile mai departe, dar repet încă o dată, pentru noi ăștia, mitica alegătorul, nu va însemna nimic. Țara merge înainte. Țara este cu mult mai matură decât, nu știu, 500 de oameni care se joacă cu această țară la nivel parlamentar sau nu știu câți la nivel județean sau local. Oricum, România va exista în mod cert și după 24 noiembrie 2019 cu Iohannis sau cu Dăncilă, vom vedea, dar să ne spuneți și cum va exista România după această dată și de ce niciunul din cei doi candidați nu spune nimic despre aducerea românilor acasă, despre stoparea hemoragiei de valori din rândul tinerilor și intelectualilor, despre imposibilitatea de a ne dezvolta ca țară da, și fără o forță de muncă calificată. Poate că răspunsul la această întrebare l-am dat puțin mai înainte, da. În schimb, atunci când am spus că revenirea în țară este sub semnul întrebării, întrucât planează această incertitudine totuși, inclusiv la nivelul, să știți, a investitorilor străini. Să nu se creadă că investitorul străin a venit în România și este extrem de puternic, este extrem de bogat. E mai puternic și mai bogat decât românul, dar... el provenind dintr-o zonă în care economia europeană nu merge chiar foarte bine.
dar economia europeană se vorbește că va scădea cel puțin cu 1% din 1,7 când a fost până în momentul de față. Ați venit întotdeauna cu analize certe și pe date concrete. Ce previziuni sunt? Ce se va întâmpla cu România din punct de vedere economic? Din punct de vedere economic? Da. Nu va mai putea să își mențină acest ritm de dezvoltare pe care îl are în momentul de față și pe care am spus că este a doua țară din Uniunea Europeană. Deci ritmul ăsta va scădea. Doi, cei care exportă în țările din Occident vor avea foarte mari probleme, de pentru ce? Că cererea celor din Occident va scădea comparativ cu perioadele anterioare. Se va menține pe mai departe această penurie de forță de muncă, fiindcă vom lucra și cu forță de muncă străină, deja au apărut și vom lucra cu forță de muncă străină. Iar aici tot fac o paranteză, unul dintre aspectele criticabile și realmente care actualul guvern sau guvernele care vor veni, este numărul enorm de mare de persoane care în momentul de față primesc bani de la statul român fără să depună niciun efort. Nu mă refer la bătrâni, nu mă refer la bolnavi, ci mă refer la persoanele cu ajutor social. Pentru mine a fost în permanență un mister. În momentul de față băimărenii plătesc, și așa se întâmplă în toate localitățile, plătesc o grămadă de bani pentru ca să se facă salubrizare la o firmă, nu? Așa este, pentru că avem un proiect încă neterminat. Iar în condițiile în care n-am venit cu cifre, fiindcă nu vreau eu să monitorizez pe nimeni, dar în condițiile în care mii de băimăreni primesc ajutor social, oameni sănătoși, oameni sănătoși, care ar putea să facă cu brio o parte din acele servicii pentru care noi plătim în momentul de față. Nu mai fac, pentru că primesc ajutoarele sociale, dar să știți că sunt primari în țară, sunt puțini, într-adevăr, care au reușit să nu mai dea ajutoare sociale. Sunt primari care nu dau niciun ajutor social. Cred că și în Tăuți, mă gărăușe, la Colteu. Fel. Și în Colteu. În Colteu, da? Este în Colteu, situația asta. Cunosc în Mure și sunt multe exemple. Sigur, dacă sigur, le căutăm, le găsim. Sigur. De ce sigur acolo s-a putut? Fiindcă sunt primari slabi. Nu au venit cu niciun fel de rezultat concret, cum a venit domnul Ardeleanu. Acei primari sunt buni care au reușit să de-aia stopeze. Zic, ceilalți sunt slabi? Sunt slabi. Și atunci, fiindu-le frică ca să nu ca mai să fie... să piardă voturi? Voturile atunci vin cu tot felul... Acestea sunt, într-adevăr, niște danii dintre astea pe care sunt criticați în momentul de față. La fel, în instituții, sunt funcționarii publici. Funcționarii publici sunt funcționari publici, iar trebuie păstrați, trebuie educați, trebuie și așa mai departe. În schimb, pe lângă funcționarii publici sunt mii de oameni, zeci de mii de oameni la nivel național care n-au nimica cu atribuțiile pe care le au în momentul de față instituțiile respective. Leafa vine, leafa vine, trece și se primește în momentul de față, se primesc chiar stipendii mari, salarii mari se primesc în administrațiile locale și administrațiile centrale. Deci și aici trebuie o primenire. Din acest punct de vedere, eu m-am bucurat atunci când a venit Câțu, pe care mai înainte, într-un fel, l-am criticat, așa, când a spus că trebuie ca să fie revizuit personalul care lucrează în instituțiile. Este o realitate. Când s-a făcut o revizuire a personalului, o evaluare? O evaluare a personalului? Raportat cu performanța dată. Eu niciodată n-am nu știu auzit să fi făcut. Nu, dar, în schimb, mergem la finanțe, plătim la două ghișeie, cum plătim, nu mai spunem, sunt foarte multe lucruri. Unii îl dădeau drept omul potrivit pe domnul Cățu la finanțe. Este un liberal rasat. Este un liberal rasat. Prin ce spun că este liberal rasat? Este absolut liberalii, în mod normal ar trebui să fie axați exclusiv pe profit. Da.
Numai că de la profit, exclusiv pe profit, și realitatea socială este o mare diferență. Să nu uităm, se spune în felul următor, o să plece din sistemul administrației centrale, nu știu, 200.000 de oameni, 100.000 de oameni, 20.000 de oameni. La întrebarea care s-a spus că și cu ăștia ce va fi? Fiindcă totuși sunt români, problema socială. Ei nu sunt de vină că au ajuns acolo. Ei au fost o plată a faptului că la un moment dat eventual s-au dus și au votat o anumită structură politică, nu? În schimb, și ei sunt oameni și ei au copii. Liberalii niciodată nu se vor gândi sub această formă. Ce o să facă? O să meargă la mediul privat? Oricum are nevoie mediul privat. Mediul privat are, dar nu e același lucru, nu? Dacă 5 ani de zile m-am obișnuit ca să... Cu stabilitatea de la stat. Cu stabilitatea, să umbli în fustiță deasupra genunchilor, nu? În căldurică. Cu telefonul eventual și dintr-o dată să mă trezesc că dimineața la 5 trebuie să mă scol, trebuie să mă îmbrac în salopetă pentru ca să mă duc... Nu că n-ar fi locuri de muncă, sunt foarte multe locuri de muncă. În schimb, omul când se obișnuiște cu un anumit statut, foarte greu revine la... Și credeți că va recurge la asemenea măsură? Sunt promis. Sunt ferm convins că vor recurge la asemenea măsură. Vedeți că... Mai ales că dacă va ieși Iohannis, vor primi așa o forță în plus? Bineînțeles. Practic, Iohannis, cum se spune în momentul de față, este președintele informal, nu? A liberalilor, sigur că vor primi. Dar vor lua această măsură având în vedere că vor fi și alegeri locale? Să știți că se vor lua aceste măsuri, chiar că sunt alegeri locale sau alegeri prezidențiale, fiindcă... Vor urma în 2020 și localele și atunci... Sigur, fiindcă masa aceasta, oamenilor care vor fi disponibilizați, eventual la un moment dat, vor fi o bucurie, ei sunt puțini, că la nivel de 18 milioane de alegători, dacă vor fi disponibilizați 300 de mii, să zicem, exagerez, 300 de mii de persoane, față de 18 mii de alegători, probabil că va fi o bucurie, fiindcă deja se spune, economia de la acei oameni, ca și salariile, pot fi regăsite, nu știu, într-un kilometru de autostradă. Deci nu trebuie să judecăm extrem de alarmant. Ceea ce n-am înțeles eu și poate ne explicați dumneavoastră, autoritatea electorală permanentă dă celor care fac procentul de 3% la alegeri 10 milioane de euro. Da. Cu condiția să-i deconteze, dar să aibă justificare. Da. Da, cu acei bani. Câte nu se puteau face în România, domnule profesor? Bine, da, în momentul de față, chiar că sunt niște grupări politice care posibil... 10 milioane de euro. La care la un moment dat să aibă un cuvânt de spus, în schimb sunt săraci. Și ar fi o discriminare acelora, fiindcă o structură cum e PNL-ul, PSD-ul și celelalte formațiuni politice au bani, nu suficienți. În schimb, au bani, dar alții nu au bani. Mă uitam aici din cei 14 niște persoane care eu nici nu știu, John Ion Banu, Sebastian Constantin Popescu, Ninel Peia. A fost aglomerația acolo pe liste. Da. E simplu să strâng semnături. Da, sigur. Și este foarte interesant că maramureșinii pe parcursul întregii perioade de 30 de ani, maramureșenii au votat cam ceea ce s-a votat pe ansamblu în toată țara. Deci n-a fost nici într-un caz așa o oaie neagră care să fi votat altfel și în momentul de față. Ne înscriem în trendul național. Singurul lucru este că totuși suntem cu 7-8% sub procentul de prezență, vorbesc acum la nivel național. În schimb, și noi vedeți, și în Maramureș s-a votat tot Iohannis,
Surpriza a fost că PSD-ul, cum ați spus, Tăuți, și ca și Tăuți, multe alte și multe localități, nu? Social-democrați. S-au clasat pe locul 2 sau 3 și așa mai departe. Deci, hai să spunem în felul următor, nu se va întâmpla nimic după spectaculos. Bun, dar se va întâmpla ceva în țară? De unde va colecta Iohannis voturi în plus și cum vor vota cei care și-au dat votul pentru Dan Barna, Mircea Diaconu, Teodor Paleologu și restul pe care i-ați amintit? Dacă sunt cinstiți, este întrebarea pe care mi-ați pus-o data trecută când au fost alegerile din primul tur, când spuneam în felul următor, dacă sunt cinstiți și își respectă cuvântul dat, atunci numărul votanților către Iohannis va fi mai mare. De ce? USR a spus că susține Iohannis. Și este vreunul? Este vreunul care să nu fi fost împotriva PSD-ului? Eu încă nu știu vreo formațiune politică care să fi spus că este împotriva PSD-ului. Cei care l-au votat pe Diaconu? Păi și Diaconu nu a vorbit chiar pupându-l pe președintele Iohannis. Și el a avut niște obiecții, dar cuvintele majore împotriva, dacă a amintit împotriva, au fost tot împotriva PSD-ului. Deci, dacă sunt cinstiți, răspunsul meu, așa cum a fost înainte de alegerile din primul tur de scrutin, înseamnă că acel ecart, care în momentul de față este abia de 10%, 13% între Iohannis și între Dăncilă, va fi cu mult mai mare. Există și multe voci autorizate care spun că la scrutinul din turul 2 ne vom confrunta cu un absenteism masiv, fiind posibil ca mulți români să nu se regăsească, da, niciunul dintre cei doi candidați și să boicoteze alegerile. Poate că nu vor fi atât de cinstiți precum a spus dumneavoastră, dar atunci ce legitimitate va avea un președinte ales cu doar 20% dintre români? Dar când a fost ales Băsescu, cu cât a fost ales? Nu mai țin minte. Eu țin foarte bine minte cifrele, de exemplu, când a fost ales la capitală, 18%. Da. Înseamnă că avem și azi primari, 82% nu l-a interesat sau nu a fost pentru. Deci jocul acesta democratic permite asemenea manifestări. Cum zicea Churchill, nu? Democrația este perfectă, dar e plină de greșeli. Și atunci e posibil ca... De altfel, de fiecare dată la turul 2, până în momentul de față, la alegerile din turul 2, au fost mai puține alegători pe tot parcursul procesului, fiindcă majoritatea votanților deja văd înainte rezultatul alegerii. O ultimă întrebare am pentru dumneavoastră. Dacă este politically corect, da, ca gestul de a nu participa la o dezbatere, o confruntare cei doi, este o sfidare a cetățenilor care își doresc să o dezbatere publică? Cum se catalogăm? Păi este ignorare a electoratului, e clar. În schimb... E ca la un meci de fotbal, când da, susținătorii echipelor așteaptă să vadă. Care e cel mai bun? Sigur că da, care este cel mai bun. În schimb, în momentul de față, așa cum s-a prezentat, au fost unii candidați care nu aveau ce să spună. Eventual să critique, eventual să denigreze, eventual să facă bancuri, fiindcă nu s-a venit, am spus chiar de la început, nu? Că nu s-a venit cu niște programe clare în care să se intre în detalii. Dacă ne uităm peste tot ceea ce s-a vorbit până în momentul de față, observăm că toți practic zic același lucru. Domnul președinte Iohannis a venit cu ce înseamnă România normală. Și, iertați-mă, o să citesc, fiindcă nu a meritat să memorez. Spunea în felul următor, statul în slujba cetățeanului. Păi este vreo grupare politică care să spună că eu nu sunt de acord cu treaba asta? Păi nu este. Sau
România legii, sau România sustenabilă, sau România prosperă, sau România competitivă, România conectată, România europeană, România puternică, este vreun cineva care să poată să spună că eu nu sunt de acord cu treburile acestea? Fiindcă nu s-a intrat în detalii, s-a vorbit, cum am discutat, cu niște benere. Practic fiecare a venit și între doi stâlpi a agățat acolo un ceva... România normală sau, nu știu, PSD-ul, da, ce a s-au spus. Bădut. Așa. Deci, deci, practic, problemele sunt atât de clar conturate la nivelul României încât noutăți nu pot fi spuse. Nimeni nu va veni și să spună în felul următor, noi vrem să ieșim din Uniunea Europeană. De exemplu, nu? Nimeni nu va veni și să spună în felul următor, noi ne vom orienta economia nu înspre țările occidentale, ci o să ne orientăm înspre țările din Est. Nu? Acestea ar putea să fie niște șocuri care, hai să zicem, începem să discutăm. Dacă toți vorbesc același lucru, în schimb cu alte cuvinte, care este tema unei dezbateri? Așteptăm să vedem rezultatul alegerilor, cred că toată lumea este curioasă, deși unii deja știu sau previzionează ce se va întâmpla. Mulțumesc pentru participarea la emisiune și vă mai așteptăm. Domnilor, domnilor, mulțumim pentru atenție, să aveți o seară bună, la revedere!